în modă. Băi, ești prost, poți să cal cadouri cu Moș Crăciun? Visul meu! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod dintr-un joc minunat. L-am mai făcut pe canal, se numește Wreckfest și da, îl vedeți pe Moș Crăciun, știu, suntem în 29, dar asta e, acum am apucat să-l fac și mai Summer Car, frate, s-a băgat brea de Crăciun, vă dau un spoiler. Dar o să fac și cu mai Summer Car la un moment dat și cu nouă update, dar n-am avut timp să le fac pe toate de Crăciunul ăsta, îmi pare foarte rău, așa că oricum n-am voi face asta cu Moș Crăciun. Cei care știți Wreckfest și cei care nu știți, mai ales de fapt decât cei care știți, e un joc foarte șmecher cu mașini, se apropie de BeamNG mult. Stai că vreau altă cameră, frate, nu-mi convine asta. Bă, da, n-am o cameră să pot să... Și se blochează în ultimul hal. What the fuck, 5 secunde mi-a luat să blochez tot jocul? Mișto. Am doar camera asta și asta? Mă rog, este un mod foarte simplu pe ăsta. Ideea e că ăștia de la Wreckfest de Crăciun au făcut un joc available special pentru cei care aveau Wreckfest-ul probabil. Și unul e cu Troll Santa, ăsta care trebuie să-l aruncăm pe Moș Crăciun lângă un brad. E în gen la... Am uitat cum dracu se numea jocul ăla de acum mult, Flatout, cred. Ok. Și hai să facem și un prim salt și să mai povestesc după. Deci ce trebuie să fac cu ăsta? Să mă duc... Mamă, dar cum turuia mașina asta? Și jocul ăsta e foarte asemănător cu BeamNG Drive și de-aia mi-și place, am un damage foarte realistic. Trebuie să-l încărcăm pe ăsta și să-l aruncăm cât mai mult în aer. Și ăsta e doar un mod din ce vreau să vă mai arăt. Ideea e că... Bine, Moș Crăciun e Moș Crăciun. Ideea e că Moș Crăciun cel nebun nu s-a oprit aici și ei au mai dat un sneak peek la update-urile ce vor să le bage ei în joc cu un damage mult mai realistic și vreau să fac și jocul ăsta mult mai des Wreckfest, așa că rupeți butonul ăla de like dacă vreți să mă vedeți jucând Wreckfest, este foarte panoramă. Am văzut că băgă tot felul de porcării de mașinuțe cu care poți să te bușești. Cred că au și comunitate cu moduri, mi se pare extrem de șmecher jocul. O să încep să fac mult mai des videouri cu el dacă vă doriți. Hai să mai sar o dată și să vă arăt sneak peek-ul de care vorbeam cu noile update-uri din Wreckfest și noul damage din Wreckfest și cum primez mașinile damage. Dacă, să vedem dacă se apropie măcar un pic de BeamNG, dar după ce îl mai aruncăm pe Moș Crăciun încă o dată în cer, în ceruri. Cu Moș Crăciun. De fapt, asta e, mă. Văd aici că sunt niște cadouri. Vreau și să mă duc la cadourile astea înainte. Au. Aparent cumva... Stai, mă. Mai sar o dată și sar pe lângă. Vreau să văd dacă pot să ajung la cadourile alea, fietnă și șmecherie aici. Eu cred că pot. Da, mă. E o hartă simplă. Cineva n-a avut ce face. Nici nu știu dacă e făcut de... Ăștia de la joc, de developeri jocului sau de fani, în modă. Băi, ești prost, poți să cal cadouri cu Moș Crăciun? Visul meu! Mamă, ce rău îmi pare că n-am jucat de Crăciun ăsta, dar nu e nimic, nu se strică niciodată. Mamă, cum mi-a făcut asta mașina? Cadourile astea mi-au spart mașina în ultimul hal. Uite damage, uite damage. Bun, hai să vedem și... Ce? Mi-a sărit Moș Crăciun! A sărit Moș Crăciun din mașină! M-a lăsat singur Moș Crăciun, ce dracu face? Nu mai pot să acționez, stai că ajungem acolo lângă el și dăm o tură. Și ajungem acolo lângă el. Nu mai ajungem lângă el, că mi-a explodat un cadou în față. Nici nu mai știu pe unde e Moș Crăciun, în roci casa să ne uităm la sneak peek. Ok, ăsta este un technology sneak peek, nici nu știu dacă gen are vreo treabă cu Wreckfest, sincer, dacă se va numi tot Wreckfest sau îi vor da altă denumire. Ideea e că e ceva nou, e un, nu știu, eu o să-l numesc tot Wreckfest deocamdată până se va numi altfel. Și uite cum arată mașina, nu știu dacă pot avea alte mașini, logic, e cu bușituri la fel ca în Wreckfest la început și îmi place foarte mult. Ăștia zic că, vezi, doamne, are niște noi tehnologii băgate și ar trebui să fie mai realist ca pășituri.
Așa că noi, fiind experți în BMMG, putem testa asta oricând, nu? Îmi pare foarte rău că n-am slow motion, băi, și prost ăsta e bloc. Mamă, cât de tare, pot să intru prin bloc. Asta da. Asta da, îmi place. Mama, am tărâmat un bloc întreg de containere, nu pot să cred. Mamă, cât de șmecher e. Deci chiar îmi place, m-a cucerit, gata. Toți banii mei vin la voi, băieți. Mamă, cât de șmecher distrug cu ăsta chestie. E un fel de besiege combinat cu BMMG. Am făcut și un episod de besiege, n-am apucat să fac mai multe, dar ați văzut cam ce am făcut prin el. Mamă, mi se pare foarte tare. Chestia asta nu există în BMMG. Sunt total de acord cu jocul ăsta. M-a cucerit total. În ultimul Halos m-a cucerit ăsta. Mamă, roata mea cumva e în cer, dar încă mai funcționează mașina. Nu știu cum. Hai să-i dăm un rere. De ce nu vrea rere? Cum fac să reset car? Păi stai așa. A, trebuia să-i dau repay-ul. Ok, hai să vedem. Shoot, am și shoot. Ce? Bă, ăștia cred că vor să facă un battle royale. Ești nebun cu mașini. Mă jur. Pick object. Ce? Bă, ăștia vor să facă battle royale cu mașini. Altfel nu-mi explic. Next car game se numește. Faza e că deocamdată n-am nimic. Stai să vedem că găsim vreo armă sau ceva din ce mi-au zis ăia pe acolo. Pentru că altfel nu-mi explic. În orice caz m-a cucerit cu faptul că pot dărâma clădiri cu mașini. Mi se pare super panorama. Acum, ops, ce mă? Ce mă? Am distrus cumva dita mai... Ce dracu e asta, bandă de mină? Băi, ești prost cât de mult îmi place jocul ăsta. Poți să distrugi orice ți-au pus ăștia în cale. Bine, în afară de platforme, bănuiesc. Dar uite-te și tu cum dărâm chestii. Mamă, cât de tare e. Fii atent, hai să intru într-o casă. Bine, distrug mai greu o casă, dar tot o distrug. Ideea asta e. Faza e că n-am găsit nicio armă până acum. Nu știu dacă sunt un mit armele în jocul ăsta sau care e faza cu arme. Aici ce dracu e? Nu știu ce dracu e. Am foarte multe chestii de găsit pe harta asta. Ia să vedem. Are un mod foarte ciudat de a-ți controla camera, dar merge. Ăsta, vezi, doamne, te împinge aici. Mam! Mam! Ce-s astea? Ai butoaie, ai cauciucuri. Fii atent, hai să intrăm în cauciucuri. Fii atent aici. Yeee! Mamă, ce mult îmi place! E super panoramă jocul. Ia! Nu m-a aruncat, mă, ești nebun? Nu înțeleg, singura dată când m-am dus eu pe el nu m-a aruncat. Hai să vedem acum. Am mă arunci, în sfârșit. Aaaa, o backflip-uri, ești nebun? Așa ceva mult mai rar. Opa, m-a luat bordura. Bă, cât de panoramă e jocul ăsta. Deci nu cred, dacă nu rupeți butonul ăla de like, nu știu când veți mai rupe butonul ăla de like. Mi se pare mult mai șmecher și ca BMMG. Hai să vedem ce dracu mai putem să facem pe aici. Avem o grămadă de făcut pe harta asta. Mă enervează camera, sincer. Cred că se putea face mult mai mult în domeniul camerei. Că nu pot să frec cum vreau eu ca în BMMG. Am și un tun care mă lansează. Doamne, ferește-mă, fii atent. Mă pun în tun. Hey. M-a aruncat. Direct în construcție am intrat. Și le-am făcut praf. Genial. Îmi place că pot să-i dau repay. Bine. Reset car și repay. Hai să mai vedem ce mai putem dorma. Ăsta e un turn. Ce s-a întâmplat? Nu era. Era un turn din butoaie cu petrol ceva că au explodat toate. În ce mai putem noi intra? Nu vreau rampe. Sunt sătul de rampe în BMMG. Wow, am un ciocan care îmi dă în cap aici. De ce nu să intru în ăsta? Îmi place că se mișcă mașinile de tâmpite pe aici. Era tare să pot să selectez alte mașini. Nici nu știu dacă pot. Sunt cam noob. Hai să mă bag sub ciocanul ăsta. Să văd ce se întâmplă. Au? Au?
Mamă, dar mă aruncă de sub el, nu pot să stau sub el. Ia uite, ia uite golanii mei. Te zmăs total pe harta asta. Ok. Au, băi bulangiule. Așa se merge. Fii atent, ce dracu e pe aia în genul ăsta? Distrugător de mașini. Mamă, ce se întâmplă aici. Mi-a dat, opa, mi-a dat un capac. Singură dată m-a nimerit. Ce mai avem pe aici? Bă, sunt prea multe și... Hai să vedem, dăm reset la toate, Reaper-ul. Bine, mai dau o dată, Reaper-ul. Pot să dezactivez calculatorul. Nu știu ce dracu are ăsta cu mine de nu mă lasă în pace. Are o boală să intre el fix în mine dintre toți. Next car game, Buckbeer Entertainment. Ăștia care au făcut Wreckfest, din ce știu eu. Nu mi-am luat destul avan. Hai să mă duc până în capăt și să încerc să intru în ventilatorul ăla, ce naibie. Ventilator, să vedem ce pot să fac în el. Nu? Ia vezi? Ia vezi că am sărit! Am sărit fix pe centru, bă, boss. Cum nu trebuia. Am aterizat foarte dubios. Dar nu-i nimic. Îl iertăm și trecem mai departe. Trebuie să mai fie și alte lucruri interesante. Ia să vă, pot să... Am trecut fără să-mi iau niciun capac. Asta da performanță. Ce dracu mai e și aici? Aici cobor și cobor și urci și cobor și urci și cobor și urci. Aici ursul și te arunci de nebun și cazi prin toate chestiile alea de cimen, probabil. Nici nu știu unde naibii să mă duc. Ia să văd ce dracu e ăsta. Aici cred că trebuie să ai viteză mare să poți să urci pe ăsta. S-a băgat și bariere peste tot. Aba. Hai să ne luăm puțin avânt, să vedem dacă putem urca pe purcăria asta. Mamă, și ce drift control am în jocul ăsta față de BMMG, e genial. Sper că nu mă ating de rabla asta, zici că era Satsuma, eu tot și pe asta. Bă, să nu mai Satsume pe aici, mă? Hai să vedem câte de-astea pot sparge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 și cad. Cad, frăție, în libertate. Wow, mi s-a întors mașina. Bă, mașina asta e chiar super șmecheră, nu se strică așa de la orice. Opa, ăștia se bade nebun. Eu nu-mi repar mașina, lasă așa. Hai să vedem ce mai e pe aici. Wow, cum funcționează mașina? Spuneți-mi și mie. Bă, mi-am zis să ia ceva de weapons. Oh, bă, ei o repar rapid, mișto. Nu știam. Nu am văzut niciun weapons până acum, poate sunt eu noob. N-am găsit nicăieri weapons, boss. Wow, ce chestii interesante aici, fii atent. Nu mă pot abține să nu le dărâm. Hai să dărâm tot ce prindem. Mamă, cât de șmecher. Deci pot să intru în orice să distrug. Wow, ăsta e beton. Mamă, cât de tare e. Fii atent, intru în butoaiele astea. Fii atent aici, în drift control. Am intrat pe dracu. Am intrat total aiurea. Am stâlpii ăstea. Oare pot să distrug și generatorul ăsta de lumină sau ce e el? Pot să-l dorăm. Pot să dorăm stâlpii. Mișto. Aute cum cad. Mamă, vă imaginați complexe întregi industriale de alea părăsite cum o să cadă? Dacă chestiile astea cad. Fiate cum cad. Nu pot să cred, prima oară când am intrat în joc am descoperit fix asta. E cea mai tare chestie ever. Deci iubesc jocul ăsta. Dacă nu primesc chei sau nu am acces la el sau nu costă $50 și n-am bani să-l cumpăr, fac urât. Pentru că vreau neapărat să-l joc. Next car game. Acolo e un salt sau ceva. Aici ce se întâmplă? Sunt cutii. Cam atât. Îmi place că e realist, dar nu înțeleg cum mai funcționează mașina. Ba, tot mai funcționează. Asta da mașină, frate. Abia aștept să joc Wreckfest, frate, să vă arăt ce moduri s-au băgat și cât de șmecher e acest joc. Fiate, mai intrăm în chestia asta și cam să terminăm tot ce... Mai este o chestie cu coșuri acolo, dar
Nu știu dacă o să fac. Mai vreau să fac doar chestia asta de mă arunc așa în continuă. Hai să vedem ce ne face. Ok. Ne ia la omor și ne-a tocat. Și încă merge motorul. E mai tare ca BMMG jocul ăsta. Hai să vedem asta cu coșurile. Trebuie să sar și să nimeresc un coș. Nu cred că nu o să nimeresc niciunul, dar mi-i cer norocul. Ia vezi? 4. Nu? Niciunul n-a nimerit. Sunt praf. Vă imaginați câte moduri se pot băga în ăsta? E un fel de... Bă, Flathouse se numea ăla, mă? De sărai cu mașina de nebun și erau tot fel de competiții de-astea proaste. Flatau bănuiesc din ce ține minte. Nu înțeleg cum am ajuns aici. Eu nu am venit aici. Întrebarea e cum dracu am ajuns eu aici. Dar e interesant că încă am rămas pe astea. Mamă, turăie mașina asta în ultimul hal. Are un motoraș se toarce. E foarte frumos. Bă, și eu ce fac? Mă învârc ca prost așa. N-am și alte căi. În orice caz, hai să ne sinucidem. Că nu mai are rost să rezist atâta cu mașina. Îl las pe ăsta să fie distrus de toate astea. Mamă, cât de mișto îl distruge. Îl iau toate astea la omor. Place, motorul meu e băgat undeva prin roată, nu știu unde, când aparent nu se distruge niciodată. În orice caz, aici vei încheia episodul ăsta de ce-o fi jocul ăsta, viitorul breakfast, ce că pre-order exclusiv. Mamă, la asta nu m-am gândit. Văd acum sus în stânga. În orice caz, eu am fost și bunul. Rupeți butonul ăla de like dacă v-a plăcut episodul și mai doriți episoade de la mine. Vă salut, la revedere!